Bună, bună! O filmare de fac de 5 minute. Stau de ploaie, drumul principal. Asta e Bursana, că n-am ce să vă arăt la Bursana. Nu e orașele din Italia cu combinații. Asta e Bursana. Un pic acolo pe centru, 2-3 case. Da, o biserică mai șmecheră. Mai am 2 km până la mănăstire și nu mai nu văd bine lucrurile. Dar este spatele. E frig la spate. Mă rog, mai am geanta. E și un frig afară, că mă duc cu mânurile în buzunar. E și un frig afară. Of! Și nu mai dă Dumnezeu să ajung până la biserică. E foarte, foarte greu. Plouă. M-am oprit, cred că astăzi e vreo 20 ori m-am oprit astăzi. La fiecare ploaie m-am oprit. Plouă. Mă duc așa pe ploaia astea 5 minute mort. Varză. M-am băgat aici sub șezătoare, cum au maramureșenii. Casa la poartă, nu, tăsneacoșii. Dar neacoșii au genul de astea șezătoare. Mai erau șezătoare și în alte direcții, altfel de șezătoare. Da, și asta e. Încă stau aici, nici n-am dat jos janta ca să-mi țină căldură la spate. Îți dai seama, nu dau jos janta. Am pus-o pe scaun, stau așa ca un găină beată. Și stau și, eu știu, așa ce să mai oprească un pic la aia. Mai am mult până acolo, mai am 2 km. 2 km înseamnă aproape jumătate de oră la cum mă duc eu. Drumul e rău, foarte, foarte rău, după cum vedeți, n-au trecere de pieton. Nici într-un sat n-am văzut trecere pietonală, nici într-un. Deci aici toată lumea umblă pe stradă, mă, casa, exact ca pe vreme. Și umblă pe aici tiruri, betoniere, macarale. Una vără și acum, când vine, cred. Deci nu știu, asta e o problemă. Hai, da. Ocupa drumul, ce? Pe mijlocul drumului, mere. Ce mai mult? Uite, pe tirul. Uite unde e el. Roțile pe cealaltă pare. Unde, mă, că nici nu-i loc, mă. Nu-i loc. Crede-mă, dacă vin două tiruri, trage ambele. Am aici un prieten foarte, foarte bun. Dacă aș apela la el, aș putea să mă duc la el acasă, dar nu vreau să apelez la el, pentru că eu nu am făcut călătoria asta să mă bazez pe prieteni, nu? Vreau să ajung la mănăstire, să văd ce zic ăia. Și să că dacă mă întâlnesc cu un om, mai spun unde este Ionul Doamnic, așa se cheamă. Ac pariu că oricine. L-am văzut pe ea chiar pe unul care îl cunosc de foarte mulți ani, nu l-am mai văzut de foarte mulți ani, în mașină i-am văzut. Deci, cam vezi aici, așa, prietenii mei, după sigur. Și da, seama, dacă apelez la ei, nici nu se pune problema. Da? Bună. Nici nu vreau să pun problema și să mă bazez pe lucruri ca pe cea. Pe necolitoria să mă gândesc în fiecare oraș să stau pe cineva și nea. Nu am făcut-o, n-am pornit pentru asta. Eu trebuie să pornesc că popa mea putere și popa. Îți rup de spate, credeți-mă. Nu pot să vă zic că rămân, pentru că o să vedeți filmarea dinainte pe care o să postez asta. Atunci o să vedeți că este foarte wow. Deci pentru mine oricum era foarte wow. Foarte wow. Povestea s-a întrerupt datorită unui subiect care am văzut că multă lume au rămas cu subiectul ăla și cu ura aia pe care o au alții. De că s-o deschid mai mult într-un subiect care tot e deschis subiectul, atunci prefer să rămână închis subiectul, da. Încă sunt aici. Plouă, mă, hai că mă duc pe la următoare, nici mă pur zica. Epa, nici mă, gata, rățoiesc acum. M-am ridicat, mă uit stânga dreapta, mă, n-am buzunat, că-i frig, mâna pe telefon, că-i frig. Mie mi-e frig, frate, mie mi-e frig, abia aștept, ori la mănăstire, ori într-un cort, ori în cort, să mă bag într-un cort și să-mi bag un paracetamol, că m-am răcit astăzi, fraților. M-am răcit din cauza ploii, că m-au uscat și asta e. Am uitat că te fac filmarea asta, o fac, n-am făcut-o de la Caminul Cultural. Și la astea, noi ce vedeam. Altă șezătoare. Asta e un pic mai... No, bune, zbune. Ai zis că zbune. Așa e pe la Maramureș. Toți trebuie să aibă șezătoare. Mai este afară. Mai stau în povești. Da, după cum vedeți, Sighetul Marmației, e cică 20 de kilometri. Da, Sighetul Marmației, să cer 39, 14, 56. Da, alea direcțiile în care
mă trimit ei, eu n-am treabă cu direcțiile astea. Mă duc tot înainte, mănăstirea Bârsana, după cum vedeți aia mică plăcuța aia cu roșu, mănăstirea Bârsana. O să în direcția aia, nu vreau, nu mă aștept să mă primească sau eu mă duc și mă cer norocul. Dacă mă primești, primești, dacă nu, ai de capul meu, dar n-or fi tău mănăstiri în fiecare zi. Nu? Hai spatele. N-or fi tău mănăstiri în fiecare zi, că fi și păduri, și porturi, și ce-or fi, tot-o fi. Înțeleg, nu că neapărat mă duc pe zi, mă duc. Nu spun dacă mă prime, mă prime, dacă nu, asta e, mă duc mai încolo, îmi fac corpul și fac repede. Simplu. Înțelegi? Dacă e vorba de curent, atunci chiar să o apelez la băiatul pe care îl cunosc eu și doar pentru curent atunci o să fiu obligat să apelez la el. Mă duc la el acasă și să-mi dea, mamă, dacă mă duc la el acasă, atâta beau cu el, mă iau cu băutură, nu știu, atunci bea, mă, nu știu dacă mai bea. Era băut, era și mai în vârstă ca mie, cum vreo 8-9 ani, era mai în vârstă ca mine, cam cu 10 ani. Măi, am 44, are 54, cam. Măi, tate, vedea de ce frumoasă. Construcția. Ce e? Mănăstirea, eu nu am nici o vârstă pe loc. Măi, ce frumoasă. Da, înainte, măi, cam drojeam cu el și am avut și un mare scandal cu anumite persoane. Deci, avem noi multe în comun. Să văd. Să văd, am un patru chiar dacă nu apelez în seara asta la el. O să apelez mâine dimineață. Mă duc la un om simplu, întreb unde stă. Apoi mi-arată el unde stă. Eu am fost la ea de vă două ori, dar nu mi-aduc aminte. Ce faină și biserica aia de sus. Mamă, cât e de faină. E lemn, ce. Ce faină, e aia aproape. Nu mă pot duce, mă, că nu. Vezi, mă, nu mă pot duce, mă, tată. Nu mă pot duce. E ora 6 și ceva. Am zis că mă duc până ajung acolo. Am indiferent ce ora fi. Indiferent ce ora fi, până ajung acolo, să știu care e verdictul. Dacă nu, mă mai duc de acolo încă o jumătate de kilometru, îmi pun cort oriunde, îmi bat piciorul, ce? Asta e. Am văzut să fiu, să-mi dea un pat de dormit, să n-am curent, pam, nu prea așa accepta, știi? Îmi dai un pat, așa mă pot culca și în cort. Înțelegi? Dacă n-am curent, nu prea așa accepta să fiu acolo. Știi? Să ies afară, nu știu, vedem. Vedem, oricum o să fac o filmare acolo, după cum vedeți. Satul continuă. Și mă duc mai departe, nici nu văd încă mănăstirea. Mi-a arătat direcția încoace, dar eu mă duc în coace. Ies nouă mai portul caselor, nici acolo mai vezi câte o poartă, mai câte o căsucă din asta, oh, mai peste tot. Foarte rar cine mai ține tradiția. Foarte rar. Și știi cine tradiția? În Iarcoș, adică își permite. Eu nu răzdor. E ușor să faci o casă din beton. Și asta e Iarcoș. Să fii Iarcoș, cum zic ăștia. Da, să lăsăm asta, că vor fi alte povești mai încolo. V-am zis, nu o să primez în orașe, cum am arătat în Italia. Italia era orașe, era orașe vechi care avea o istorie și o poveste. Aici, în România, genul de case, aici, colo, care, mai de care, uite, iară plouă. Trebuie să mă bag la șezătoare, dar nu văd. Iară plouă, văd un acolo. Sper că e șezătoare. Și, ce să vă zic? Ajung la mănăstire, să vedem. O, trebuie să fac o poveste despre asta, cu bine sau cu rău, tot voi face. Am pupat, s-a făcut una buzunar, că mi-e frică. Ne auzim la următoare. Pa, pa. Asta sunt eu, băieți. Da. De acolo vin. În direcția asta mă duc. Alte, n-am ce să vă arăt.